Se spune că agricultura e veche de când lumea, dar agricultura se scrie în cărți. Astăzi, lumea agricolă este mai bogată cu încă o carte, mai exact, cu încă două volume de cărți. Și e vorba de lansarea cărții care se numește Agricultură biologică și este scrisă de domnul Paulo Barchetta. După 40 de ani de experiență în lumea agricolă, după 40 de ani de agricultură și agricultură ecologică, iată, suntem alături de dânsul la lansarea unei cărți. Se spune că ești un om important atunci când ai scris o carte. Sunt moștenirea pe care domnul Paulo Barchetta dorește să o lase lumii agricole. Bună ziua, domnule Paulo Barchetta! Iată, bună suntem ziua. Împreună la lansarea cărții dumneavoastră. O muncă destul de, da, de grea după mulți ani. Vă ascult. Da. Eu pornesc de 3 ani în urmă. Okay? După ce am venit în România în anul 2016, pentru că am avut o cerință din partea de un investitor din Italia, să fie trasformată ferma agricola, che acum è ferma agricola Alba, să fie trasformata din 60.000 de hectare in coltura convenzionale in agricoltura bio. Asta a fost o sollecitare puternica din partea mia, pentru că io venia din Italia cu ultima esperienza di o ferma agricola de 5.000 de hectare. Și de acolo am pornit în 3 ani, am adus ferma de la 2016, e intrat în 2018 cu 5.400 de hectare în agricultură bio. Spuneți-mi, vă rog, când intrăm în agricultură bio? Ne-am hotărât astăzi și mâine ne declarăm la APIA, cum facem? Nu, pentru că asta poate să devine o greșeală puternică, pentru că trebuie să avem răbdare, să ținem în considerare care sunt problema care ne poate afecta mult. Si ne aduce la falliment. La 1, buriane perenni. Asta insegna che dacă io ho un problema con sorghum malepense, ho un problema con circium arvense, ho un problema con agropyrum repens. Vorbim de sorg, vorbim de palamida, vorbim de epir, alla non te lascia se poți să faci agricoltura liniștită. Sau dacă ai anumite probleme de insecte sau de boale, să fie rezolvat înainte. Clar, toată lumea să știți că în agricultura ecologică, atunci când vor să treacă, se sperie foarte mult de buruieni. Ce facem? Glifosat înainte? Cum să lucrăm? Dați-ne un exemplu. Zicem așa, că trebuie să fie, i-am scris și pe cartea mea, acolo, un plan specific făcut cu glifosate, pentru că singur erbecida care poate să fie, să facem îmbunătățire cum trebuie, e singuri glifosate, nu sunt alti erbicidi, doar să fie dat într-un moment specific. Moment specific poate să fie dat la înflorire, la 1 l'inflorire, 2 să fie rispettata anumite regole che non depasseste 30 de gradi centigradi, pentru că 30 de gradi centigradi de temperatura planta nu mai absorba cantitate ce trebuie să absorbă, înțelegi? Atunci devine un limite pentru erbicida. Deci și pot să trec la agricultură ecologică dacă cu câțiva ani înainte am utilizat glifosatul corect. Brava, brava. Da? Într-una maniera corectă și am făcut curățenia cum ar trebui și pornim de la zero. Cât ține toată treaba asta? Adică eu mă apuc dacă eu am o situație prostă, vorbim și de mai multe buriane, alte buriane, maxim în 2 ani eu garantez că se face curățenia întreaga, pe toată suprafața, 2 ani. De altfel, legislația europeană spune că eu trebuie să am o perioadă de conversie de la agricultură. Nu, eu fac așa, eu fac curățenia, după ce am făcut curățenia, că sunt liber, atunci eu depun o cerere de cultură bio. Asta înseamnă că trebuie să faci 2 ani de conversie e 5 ani de agricultură bio, adevărată. Asta înseamnă că eu am 2 ani de conversie, înțelegi? Asta e uno. Asta e prima cerință importantă, la distrugere buriane che ti duce la faliment. Asta e primo. Doua, trebuie să otarim ce feluri de crană trebuie să fie dat la plante. Trebuie să dau gunoi de gras, trebuie să faci mai multe chestii sau să otarești pentru cover crop. Deci cu ce vom îngroja Da, perfect. Solul? Atunci, pentru că dacă eu vreau să fac ceva important pe agricultură bio, pentru mine nu are niciun sens că eu... E clar că nu avem gunoi de gras. Nu, gunoi de gras este un problemă și costă o grămadă de bani și poluează mult mediu. Pentru că dacă eu stăm anumite regule acum de poluare,
ale poluaze. Și mă duce. Și soluția este? Soluția sunt cover crop. Culture, cover crop? Culture de acoperire. Pentru mine culture de acoperire. Cel mai importante sunt secara, mazăriche, panonica, doar specie panonica. Poate să fie și trifolium incarnatul roșu, specific, nu trifolium, trifolium incarnatul roșu, cremizi, pentru că el durează un an, nu mai mulți ani, ca la trifolium normal. Și poate să fie și un felul de ridic, ridic important, pentru că el poate să lucreze teren, ma pentru mine, ala, trei specii sunt deja făcute, gata. Asta e cel mai important. Le vom pune un amestec? Cel mai bine că punem și în amestec. De ce în amestec? Exemplu, dacă eu pun secara, secara e un cereale, secara are mult nevoie de azot pentru creștere. Dacă eu pun una plantă azotofixatore, ca exact este trifoiul, el alimentează cu azot, alimentează direct la secara. Atunci eu fac secara fără să dau niciun îngrasamente, înțelegi? Care este povestea? Că secara după ce a lăsat, a terminat ciclu, ciclu asta înseamnă la ieșire din spic, formare boaba, după ea a terminat, ea doar singura ne lasă 70 de tone doar pe radicina, 30 de tone pe parte deasupra. Asta înseamnă că eu am dat îngrasaminte la 1000 de, la 100 de tone la hectar. Dacă eu fac această poveste fiecare an, el mărește mai mult conținut de substanță organică. Când înființesc cover crop-ul, când îl distrug și cum? Depinde. Cred că periodul cel mai bun poate să fie jumătate din septembrie, jumătate din septembrie, sfârșită luna septembrie, început de octombrie. Ala e secretul important pentru culture care vine de primavera, ok? Asta e cel mai important. Înainte să eu fac toată această treabă, eu tot timpul am folosit acest utilaj. Haideți să vorbim. Ce vorbim de acest utilaj. De ce folosesc utilajul ăsta? Ce fac? Vă explic de ce. Pentru că eu am pornit de una idee total diferită de la alții. Care este motivul și creștere de la microbiologia de la sol? E legată de la oxigen. Da, atunci zic, oxigen este un element de viață că l-avem destul, doar că nu vine considerat. Și a cost zero. Să fie incorporat. Avem două sisteme de incorporare. Un sistem subsoiler, ca asta, el ridică terenul și îl lasă jos, asta înseamnă că el a achiziționat și incorporat oxigen, sau nu pe aratură. Braț, da? Doar o mișcăm un pic. Sau pe aratură. Eu prefer acest sistem pentru că acest sistem nu mișcă terenul. Dacă nu mișcă terenul, asta înseamnă că nu ai oxidare de la substanță organică. Prin oxidare înseamnă eliberare CO2, asta înseamnă poluare, asta e primul, și ma pierdere substanță organică. Pentru că noi tot timpul am pierdut substanță organică. Eu vreau să castig substanța organică. Atunci singura chestie se lasă tot așa terenul cum e. Asta la singura trece nu se vede unde a trecut. Doar că eu am incorporat oxigen. Și după aia, următoarea chestie care a fost, a zic, de ce eu am nevoie de un utilaj așa? Pentru că radicina nu e o bormașină. Nu e o bormașină. Nu trebuie să lupteze pentru a intra în pământ. A trebuie să are un pământ că să poate să intra liniștită. Dacă asta are structura, are structurat terenul, asta înseamnă că radicina se dezvoltă foarte bine. Are microbiota, important, are oxigen, și radicina poate să se dezvolte. Să se dezvolte radicina, la scuola, eu am învățat că ce se vede deasupra, corespunde deasub. Ce e dacă, în cer, așa și pe pământ. Da, așa și pe pământ. Ce înseamnă? Dacă eu am cultura dezvoltată, înseamnă că acolo e sănătos. Dacă cultura nu se dezvoltă, acolo a făcut anumite greșeala. Eu visez mult. E când uno visez mult, nu că feste ce vrea el pe piață. Trebuie să găsesc pe cineva că te-l facă. Pastor a stat lângă mine și le-a făcut de toate. Pentru că cred că viitorul nostru e reducere de carbon fosil. Chiar? Atunci, reducere de consum de motorină. Reducere de motorină, asta înseamnă că trebuie să
avem anumit utilaj performant. Spuneți-mi, vă rog, acest utilaj. Da. Ați spus dumneavoastră în timpul prezentării că, deși visați la utilaje, cineva trebuie să le și creeze. Da. Asta e foarte important, pentru că în comerț, utilaje sunt pentru mine foarte standardizate. Nu sunt personalizate. Atunci eu am cerut la el să mi facă anumite chestii. Asta a fost una, pentru că în România nu a existit așa ceva, pentru că asta e cultura din SUA, ok? Asta vorbim de cultura din SUA. Eu am găsit domnul pastor că a făcut un utilaj extraordinar, pentru că are și structura puternică, pentru că dacă tu legați la un tractor de 700 de cai putere, 600, asta trebuie să țină. Dacă nu ține, asta înseamnă că n-ai făcut un utilaj cum ar trebui să fie făcut. Asta e uno. Și la doua mano, și m-a făcut un disc care lucrează la 10 cm, specific, că vine după el, pentru incorporarea substanță organică, resturi vegetali de la cultura premergătoră, sempre una semena cover crop. Asta i-a fost cu un singur trecere, eu pregătesc terenul, si semen, si le dau cu tavalug. El a făcut acest utilaj, care se cheamă ProDisc 78-10. L-ați folosit în România? L-am folosit în România. Există și încă acum. Asta a fost cerința mea, a fost cerință și un vis. El l-a făcut, într-un an l-a făcut. Haideți să trecem mai departe, că sunt subiecte multe pe care aș vrea să le discut cu dumneavoastră. Da. Dacă am vorbit de un utilaj care v-a ajutat în toată treaba asta, da, ce facem în momentul în care am pus grâul și el se îmburuienează? Agricultura se face pe mai multe roare, agricultura ecologică, e pe lipsa de experiență. Dați-mi un singur cuvânt, ce trebuie să facem? Da, imediat. Eu zic așa, la unul nu trebuie să se uită ce face alții, asta e primul. Doua, el are un îmbrăcament convențional și are un formamentis convențional și școala convențională. Asta înseamnă că e un convențional. Primul rând, trebuie să se dezbragă. Aruncă tot ce a știut până atunci. Ce a știut până acum. Experiența încurcă. Și începe de nou. Ce va face? Da, la prima. Începe care sunt elemente importante pentru a face agricultura. Atunci eu am pornit așa. Care este elemente importante pentru agricultura? Carbonio, carbon, idrogen, oxigen, e azot. Asta sunt primi patru elementi. Dacă eu consider că asta sunt la primi patru elementi, asta înseamnă că am deja schimbat ideea, pentru că dacă eu la fiecare fermier le cer care sunt elemente importante pentru a face agricultura, ce zice el? Azot, fosfor, potasio, calcium, manganez, zinco și aia și mai multe chestii. Și nu ține în considerare că idrogen sau oxigen sau carbon e cel mai important. Și am discutat cu mai mult fermier. Când tu citești o carte sau un document de un îngrașament, ce te uiți acolo? Un conținut de azot. Nu trebuie să te uiți la conținut de azot. Controlă exact ce conținut are de carbon în total și raport carbonio-azot. Ce are acolo? Alea sunt doi elemente importanti pentru tine. Asta ce înseamnă? Că trebuie să schimbim total sistema de conducere, modalitate de tehnica de conducere agricoltura. Asta e primul. Doua. Altă poveste foarte importantă, că zic eu, este după ce am stabilit că am nevoie de apă, H2O, hidrogen e azot e oxigen, ce trebuie să fac eu? Tot ce înseamnă lucrare la teren, asta înseamnă pierdere de apă. Cu schimbare climaterice e grozav dacă pierdem apă, nu? Asta ne risolve problema, pentru că asta nu te mută teren, sta tot acolo. Dacă sta acolo, asta înseamnă că nu ai pierdere de apă, ok? Și are și încă o azione, că după ce a lucrat terenul, el le scoate pe toate radicine, tot ce sunt buriane acolo, e ca un efect erbicida. Înțelegi? Asta e foarte important. Pentru că dacă eu nu vreau să mă imburianez, asta înseamnă că eu pot să imediat fac cu un utilaj această chestie. Dacă eu zic că trebuie să fie sequestrat carboniu, atunci dacă eu fac o minimă lucrare de 10 cm,
unde nu vine lucrat terenul și pun cover crop, derdeață, imediat captura CO2 și liberează oxigen și fixă carbon în teren. Dacă eu fix carbon în teren, asta înseamnă că mărește cantitate de substanță organică. Pentru că tot e legat, înțelegi? Tot e legat. Atunci, eu am plecat de asta patru elementi și din patru elementi am zis că eu vreau să construiesc un model de agricultură care trece într-o parte, nu într-un altra parte, înțelegi? Asta a fost ideea. Bine, altă chestie importantă. Noi trebuie să rezolvăm anumite chestii cu genetica. Atunci, dacă eu m-am ascultat un prieten meu care zice că gloza e cel mai bun, eu trebuie să mă uit la tot catalogul ce este pe piață și ved care este soi care mi oferă mare rezistență. Nu mare productivitate, mare rezistență. Pentru că bio nu e mare productivitate, e mare rezistență. Asta e foarte important pentru noi. Pentru că noi acum în bio ce folosim? Folosim niște genetică care se folosește pe agricultura convenționale. Atunci pentru noi e greu. Nu trebuie să avem acea genetică, trebuie să avem genetică total diferită. Dacă tu vrei să eu fac așa ceva, atunci zic eu, la fiecare stat trebuie să intre în comunicare cu la comunitatea economică europeană și ne ajute în acest caz. Okay? Pentru că dacă eu am deja ceva de calitate mai bună, și un soi de exemplu, de calitate mai bună, că nu are rezistență la făinare, că nu are rezistență la șeptare, nu are rezistență la rugină, eu sunt în dezavantaj. Atunci e mai bine că noi avem ceva de inovativ. Asta e cel mai important pentru mine azi. Deci, haideți să reluăm discuția pe care ați avut astăzi cu un fermier. Am găsit la momentul lansării cărții dumneavoastră un fermier care face agricultură ecologică și a dat de problema măzărichii îmburuienat grâul de a trebui să-l întoarcă. Da. Ce trebuia să facă? Când să semene și ce să facă? Da. Și altă poveste foarte clară, că se găsește aici un capitol doar de buriane. Un capitol care vorbește doar de buriane. Care sunt buriane, cum sunt clasificate buriane, ce exigență are buriane, pentru că trebuie să-i cunoaștem noi, nu? Pentru că ala e biodiversitate, nu trebuie să le distrugem, dar să le depășim un pic, să stăm un pic departe, că nu ne lovește. Sau cum e problema, nu să înfruntăm direct. Da, nu trebuie să fie, eu zic așa că trebuie să... Noi nu putem să distrugem natura. Natura nu vine distrusă. Să stăm un pic departe, să ne lovește puțin. Atunci zic eu, dacă tu știi că ele are anumite exigențe, și acolo se găsește, temperatură de creștere, okay? De germinație, asta e foarte important. Tu știi că aia vine în luna septembrie, maxima solicitare de naștere, pentru că e cultura de toamnă. Dacă e cultura de toamnă, ea vine. Atunci tu ai septembrie, octombrie, că e prea periculos dacă tu ai o cantitate mare di una buriana che cresce in anumite periodo. Atunci io ca fermier imediat ma duc la seminati dopo 10 noiembrie. Pentru că după aia a venit buriana, a crescut buriana, și l-am tăiat cu un combinator sau cu un disc, și l-am solicitat de nou, vine și crește și eu la tai. Și după când pun gru, și pun în cantitate mare de gru, pentru că trebuie să pun cantitate de mare deci de gru... Deci vom mări doza la semănat. Trebuie să mărim neapărat doza la semănat. Neapărat. Neapărat. Deci cu grâu vom rezolva problema din grâu. Dacă ne ducem mai târziu, după ce am distrus buriana și semănăm mai târziu și cantități mai mari, ce facem cu dăunătorii? Ce facem cu tanimecusul, spre exemplu, din sol? Vorbind de tanimecus, le place mult un teren organic. Vorbind de cernozom, ok? El apare bine specific acolo în cernozom. Eu când am condus o fermă în Serbia, în Voivodina, acolo, tot timpul am avut problema de tanimecus. Acolo am avut mult cernozom, acolo venea, e atunci eu acolo le dau cu insetticida, l-am dat cu aia și l-am dat cu tot, nu facea agricultura organică, acolo facea agricultura convenționale. Dacă tu știi că ala apare pe luna aprilie, semena la face în luna mai. Ai deja depășit periodul, că nu mai apare insectul, este și cultura. Trebuie să apare insectul, că nu este cultura, ea se duce în altra parte. Acea problemă cu la tisoare. Tu hai seminat flora, a venit la tisoara la mancata, hai seminat flora, a venit la tisoara la mancata,
De ce când ai seminat porumba în Ratisoara n-a venit? Pentru că n-a fost. Atunci asta înseamnă că tu nu trebuie să semeni exact când semina toată lumea. Bagă-te după. Bagă-te după. Ați spus dumneavoastră că aveți încredere în alge. Haideți să atingem și subiectul alge. Alge e substanța naturală. Cred că e cel mai puternică ca biostimulant. Cel mai puternică din biostimulant. Alge sunt mai multe specii, pentru că vine din Sud-Africa, Eclonia Maxima, vine din Canada, vine din Nord Irlanda, vine Mare del Nord in Franța și mai multe zone vine colectate alge și vine făcut un extract de alge. Extract de alge are un conținut mare de fitormoni in primis, și sunt stimulant numero uno pentru mine, stimulant numero uno. Ce înseamnă stimulant numero uno? Asta înseamnă că activează un mecanismo când intră în contact cu planta, che planta se vede che è attaccata da un superchio. Attunci, in realtà, non è attaccata da un superchio, è attaccata da ocrana, perché ha ingrassamento, in salice. Ma immediata attivase anomite soluzioni di apparare, in salice. Di acolo diviene una biostimolante putemica. Attunci, când am ceva de stress, perché tot timpul noi trăim cu stress, si plante trăiesc cu stress. Scadere de temperatură, nu? Mărire de temperatură, îngheață și aia. Cum a fost anul acesta? Anul acesta e simplu, nu? Multă ploaie, pentru că este și Baltire, multă ploaie. Dacă eu vreau să fac un fel de stimulare, și alge sunt foarte importante. Să fim atent, zic eu, pentru că pe piață le există de toate. Suntem într-un exces de biostimulanți. Există de toate. Io non ho incredere che un litro è un chilo, ok? Un'alga di verata, minimo, deve essere un litro, un chilo e tre. Questo insegna che ha un contenuto. Questo insegna da che ha un contenuto, ha una concentrazione di fitormoni, c'è il più importante per noi, ok? Perché da che io non sono un uomo di scienza, non posso comprare un'alga e fare analisi. Deve essere incredere della firma dove ho comprato alge, ok? Io, din esperienza mia, prefer alge din Nord Europa. Ok? Io prefer. Pentru că sunt mai concentrate, poate să fie până la 500 de grame litru de concentrație. E io tot ce înseamnă cu concentrația mare îmi place mult. Înțelegi? Pentru că cu puțini litri la hectar, eu pot să rezolv problema. N-are niciun sens că dau 4 litri la hectar, când eu pot fac un litru la hectar. Unde vă pot găsi cei interesați cartea dumneavoastră? Și ce... Eu am deschis un site, acum, în e-commerce. Cred că se va activa după 20 iunie, pentru că acum trebuie să mă duc în Italia, am un pic de zile de stat în Italia, de rezolvat mai multe chestii. După se poate achiziționa acolo la site mondobio.eu, www.mondobio.eu.